Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la un nou pașaport cultural, aici la Alba Carolina TV. Profităm de această zi magică pentru a povesti, bineînțeles, despre sărbătoarea Crăciunului. Am intitulat pașaportul cultural din această după-amiază Povestea de Crăciun, pe care vom încerca să o descoperim în cele câteva minute alocate emisiunii noastre, alături de bunul nostru prieten, părintele dr. Maxim Morariu. Bine ai revenit alături de noi! Bun găsit, Mihai! Bun găsit, stimaților telespectatori! Vă mulțumesc pentru invitație. Este mereu o bucurie și o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră. Părintele Maxim Morariu nu este o prezență inedită în platourile Alba Carolina TV. Am avut bucuria și plăcerea de a mai dialoga pe diferite teme de-a lungul anului care a trecut. De fapt, dacă bine rețin, primul pașaport cultural pe care l-am realizat la începutul anului, la sfârșitul anului 2021, a fost alături de tine și de părintele Crișan de la Sebe și de tânăra interpretă de muzică populară Amalia Țuțuruga de la Salva. Cumva continuăm povestea de anul trecut și discutăm astăzi despre Crăciun, despre sărbătoarea Crăciunului, despre semnificațiile acestei sărbători, cum s-a născut această sărbătoare și așa puțin câte puțin din obiceiurile și tradițiile practicate de români în această perioadă a sărbătorii de Crăciun. De fapt, este corect termenul sărbătoarea de Crăciun sau ar fi mai corect sărbătoarea nașterii Mântuitorului? Sunt termeni care se folosesc cumva în limbajul cotidian. Sigur că noi ca și creștini am putea să folosim ideea de nașterea Domnului, dar și Crăciunul este un termen care a fost îmbisericit în decursul vremii și nu e neapărat greșit, doar că vedeți că acum, mai nou, s-a preferat termenul acesta de Crăciun, care a fost instrumentat cumva într-o formă din asta consumistă, într-o logică ciudată, nu? Că e mult mai ușor să pui, să faci reclamă la orice altceva decât la mesajul creștin și la ceea ce înseamnă cumva Crăciunul, și anume bunătate, dragoste, împreună viețuire, descoperirea bucuriei de a fi alături de cei dragi. E mult mai ușor să vorbești despre orice altceva decât despre aceste lucruri și atunci când folosești ideea de Crăciun mai mult decât când vorbești despre nașterea Domnului. Atunci când vorbești despre nașterea Domnului, toate capătă cumva un sens și sunt corelate în jurul acestei idei și își capătă cumva centrul de gravitație, axa lor, dacă vreți, de la evenimentul acesta care marchează debutul creștinismului și care este reiterat deja de mai bine de două milenii în cadrul tradiției noastre. Haideți să continuăm această idee. Vorbeai despre mesajele din zilele noastre, care sunt în mare parte comerciale. Vând frumosul, vând imagini în legătură cu această sărbătoare. Și foarte multă lume uită, de fapt, ceea ce sărbătorim la Crăciun. Dacă ar fi să facem un sondaj, sunt foarte convins că majoritatea oamenilor ți-ar spune că de Crăciun sacrificăm porcul și cam atât. Mulți nu mai știu ce simbolistică, ce încărcătură are această sărbătoare și din acest motiv îți propun să ne vorbești puțin despre ce anume sărbătorim la Crăciun. Uite, apropo de ceea ce ai spus, mi-aduc aminte, în 2017 eram student la Universitatea din Geneva și l-am acompaniat pe părintele director la Bordeaux, unde a trebuit să înlocuim un preot pe părintele care pierduse un membru al familiei și a trebuit să fie acasă de sărbători. Și eu, fericit, venit din țară, Crăciun fericit, le spuneam tuturor și așa, și la un moment dat mă trage de mâine că părintele zice: nu, nu, zile sărbători fericite, că lezez într-un stat secularizat cum este Franța cultura și tradiția lor. Nu, Crăciunul este Crăciun și la 25 decembrie noi sărbătorim Crăciunul, care este în mod apodictic legat de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Că între timp peste asta s-au suprapus și alte evenimente, că a dobândit un caracter comercial, e ceva ce nu putem întru totul preîntâmpina, dar noi trebuie să păstrăm, și este datoria noastră ca și slujitorii altarului și ca buni creștini, să păstrăm ca și element principal nașterea Domnului. Sigur că din punct de vedere istoric lucrurile au evoluat în timp, știți? Pe vremuri, în biserica primară, până prin secolul IV, Crăciunul se sărbătorea la 6 ianuarie, alături de toate celelalte praznice de iarnă, alături de botezul Domnului și de tăierea împrejur, eveniment care s-a petrecut la 8 zile după nașterea lui. Ei, la un moment dat, în secolul al IV-lea, după edictul de toleranță, când Constantin legalizează creștinismul,
se interzic anumite practici păgâne, cum era sărbătoarea Saturnalilor. Sărbătoarea Saturnalilor marca încheierea anului roman și ținea de prin 25 decembrie până prin 6 ianuarie, când creștinii sărbătoreau Crăciunul. Fiind un praznic păgân, era marcat de orgii, de excese bahice și culmina, dacă vreți, cu sacrificarea, cu acte de canibalism, care de obicei aveau ca și fel principal pe anumiți creștini. Și când s-a interzis această practică odată cu secolul al IV-lea, a trebuit ca peste sărbătoarea respectivă să se suprapună ceva creștin. Că asta a fost frumusețea creștinismului, aceea de a aduce și de a da noi sensuri și noi însemnătăți unor evenimente care aveau o reverberație puternică în inimile oamenilor din păgânism. Cumva, cum zice Arghezi, din bube, mucigaiuri și noroi, iscata, înfrumusez și prețuri noi. Astăzi, dacă vă uitați la tot ce înseamnă Halloween și toate acele povești, se întâmplă reversul acestui fenomen într-o societate secularizată, care vine să ia bisericii dreptul de a da anumite sărbători, păstrează datele respective, dar le păgânizează cumva sau le transformă în praznice comerciale, cum se întâmplă de multe ori și cu Crăciunul. Ei, în biserica primară, repet, în creștinismul primar, Crăciunul se sărbătorea la 6 ianuarie, alături de botezul Domnului, așa cum se sărbătorește astăzi în bisericile pe care noi le numim necalcedonene, cele biserici care n-au acceptat sinodul patru ecumenic, Biserica Armeană Bunoară, Biserica Siro-Iacobită, bisericile acelea ortodoxă Tebaedo din Etiopia, ei încă sărbătoresc Crăciunul la data de 6 ianuarie, împreună cu Bobotează. Din secolul IV însă, o parte din celelalte biserici sărbătoresc Crăciunul la 25 ianuarie și atunci au segmentat acel praznic între ei din 6 ianuarie în trei. Au pus Crăciunul în 25 decembrie, la 1 ianuarie, când începea anul roman, au adăugat momentul acesta al tăierii împrejur ca praznic și apoi, sigur, pe parcurs, odată cu trecerea la Domnul a Sfântului Vasile cel Mare, petrecută parcă în 379, un pic mai târziu, la câțiva ani după, s-a adăugat și praznicul lui și, bineînțeles, praznicul Boboteze și de aceea se numește astăzi ciclul acesta, noi îl numim liturgic, seria aceasta de sărbători se numește ciclul sărbătorilor de iarnă. Și așa s-a ajuns, pentru că inițial în biserica primară totul era concentrat în jurul datei de 6 ianuarie, când toate cele trei sărbători erau cumva prinse într-un frumos buchet. Aceasta a fost realitatea istorică, evoluția în timpul sărbătorii. Dar să vedem ce ne spun și textele religioase referitor la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Din punct de vedere teologic, textele religioase ne spun multe lucruri și în același timp nu ne dau date concrete, pentru că, să mă înțelegeți, scopul evangheliștilor n-a fost acela de a oferi o cronică istoriografică sau cu caracter istoriografic. De aceea nu folosim Biblia ca și carte de istorie, decât arare ori și atunci comparată cu alte surse. Și apropo de modul în care s-a scris Biblia, îmi vine în minte exegeza unui protestant, Ulrich Lutz, care analizează Evanghelia de la Ioan și arată că, de fapt, ea nu s-a început a se scrie cu prologul Ioanei, cu la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și acesta a fost adăugat de autor ulterior, ci în centrul relatării lui s-a găsit pasajul acela cu răstignirea și învierea lui Hristos. Acela a fost primul lucru care s-a scris în Evanghelie, pentru că necesitatea propovăduirii cerea ca el să fie cel din tâi spus. Era slujea de captatio benevolensis. Și după aceea, evanghelistul a tot dezvoltat narațiunea fără a o încheia acolo sau a construi începând de acolo, ci a adăugat și în față și în spate anumite istorisiri cu privire la viața lui Hristos și așa s-a ajuns ca Evanghelia să rămână în forma în care este astăzi. E bine, evangheliștii n-au avut interesul de a descrie cu lux de amănunte ceea ce s-au petrecut. Ei țin să ofere niște repere istorice care nu sunt neapărat extrem de vagi, pentru că noi știm că s-a născut Hristos în Betleemul Iudeii, în vremea lui August împăratul, în momentul în care s-a săvârșit, a avut loc un recensământ. Și mai știm povestea cu steaua pe care unii o identifică cu o faimoasă cometă care coboară odată la 75 de ani și care ar fi putut fi identificată undeva în jurul anului 4 înainte erei noastre. Acum, sigur că... Haideți să detaliem toată povestea asta și poate n-ar fi rău să începem chiar cu momentul Bunei Vestiri, așa cum ne prezintă Biblia, și să mergem până la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Da, vedeți, noastre doi dintre sinoptici, Sfântul Matei și Sfântul Luca, vorbesc despre episodul acesta al Bunei Vestiri și insistă asupra faptului că nașterea Mântuitorului Hristos îl reprezintă împlinirea, reprezintă momentul de împlinire a tuturor prorociilor care au avut loc în decursul Vechiului Testament. Poporul lui Israel a fost pregătit cumva pentru ceea ce urma, pentru că el aștepta, avea o făgăduință răscumpărătoare, la fel cum s-a încercat într-o formă sau alta păstrarea ideii mesianice pentru întreaga lume, pentru că toată lumea își dorea cumva să revină la starea paradisiacă și această revenire la starea paradisiacă era asociată în cultura iudaică cu venirea lui Mesia.
această venire, sigur că a fost prorocită, a fost vestită și în cele din urmă a fost mai mult decât vestirea prorocilor, prevestită de către Arhanghelul Gavril, care a venit să-i spună Maicii Domnului că ea va fi cea care îl va purta în pântece pe Mesia. Evenimentul Bunei Vestiri, care se sărbătorește cronologic în calendarul răsăritean și în cel catolic, la data de 25 martie, cu fix 9 luni înainte de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și e foarte interesant că este unul din cele mai vechi praznice pe care le regăsim în calendar. Atunci când Arhanghelul vine, sigur îi vorbește despre ceea ce urma să se întâmple, un fapt cumva înspăimântător din perspectiva cutumelor culturale ale vremii, pentru că a naște tu ca femeie tânără și abia logodită te expunea unui mare pericol social. O femeie logodită nu locuia cu soțul ei vreme de un an de zile. Abia după un an de zile se petrecea nunta, propriu-zis se consuma matrimoniul și ea devenea casnica soțului ei. Maria fusese logodită cu Iosif, dar ea nu fusese căsătorită, ca atare se găsea în acea perioadă de probă de un an de zile în care trebuia să-și păstreze încă acea castitate. Iar faptul de a da naștere unui copil era un lucru complicat, care aducea cu sine anumite consecințe în plan moral. Ea, în mod normal, ar fi putut fi lapidată, ucisă cu pietre, dacă nu se știa cine-i tatăl. Și cu toate aceste lucruri, acesta nu o fricoșează. Ea are încredere în bună vestirea Arhanghelului, se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Hristos, sigur că vine pe lume. Iosif însuși are niște îndoieli, dar Îngerul Domnului îi lămurește, îi spulberă toate acele îndoieli și îl face să-și dorească să fie mândru de ceea ce urmează să se întâmple. Și mai mult decât atât, ca să o încredințeze de veridicitatea celor afirmate, îngerul o trimite la verișoara Elisabeta, care și ea rămăsese însărcinată cu un prunc și la vârsta bătrâneților ei. E un aspect important, aș îndrăzni să zic acesta. Și e important pentru că și ea, Botezătorul, ca și Hristos, beneficiază de o bună vestire. Adică și lui îi se prevestește nașterea și mamei și tatălui său, și Elisabetei și lui Zaharia. Îi se spune că se va naște prunc și că va fi mare înaintea lui Dumnezeu, doar că sunt acolo câteva aspecte care diferențiază cele două bune vestiri. Cea dedicată lui Ioan Botezătorul și cea dedicată Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și odată ce evenimentul Bunei Vestiri se petrece, sigur că Maria, după ce Iosif își spulberă în urma vizitei îngerului și el cea viziunii pe care o are își spulberă îndoielile, se pregătește pentru evenimentul nașterii, doar că se întâmplă ca atunci să existe un recensământ, cum se întâmplă și astăzi la anumite soroace. De ce? Pentru că împăratul era dornic să-și cunoască popoarele și provinciile cucerite, pe de o parte pentru a ști pe ce se bazează, pe de altă parte pentru a stabili un sistem fiscal bine pus la punct. Știm că Imperiul Roman a avut un sistem fiscal bine pus la punct și își doreau să-și cunoască numărul populației ca să poată după aceea să impună taxele necesare. Și în același timp, sigur, să se îngrijească, pentru că exista o politică socială a Imperiului Roman care, după părerea mea, a fost sub multe aspecte mai bună decât politica socială care există astăzi în o societate așa zisă postmodernă. Și atunci, în contextul acesta, Maria se duce la Betleem, de unde era originar Iosif, pentru că femeia trebuia să-și urmeze soțul și să fie înscrisă în registrele de recensământ din localitatea natală a soțului, urmând ca după aceea să se întoarcă la Ierusalim și să-și vadă de viața ei. Și așa ajunge Hristos să se nască cumva în Betleemul Iudeii, într-o localitate în care el nu era originar și care era legată de Iosif și de originea lui dreptului Iosif, după care nu mai ajunge la Ierusalim, pentru că știm că venirea magilor declanșează furia lui Irod și Iosif are la rândul lui o viziune și se cere să ia pruncul și pe mama lui și să plece în Egipt. Iar aici în Egipt, sigur că Hristos crește până la anumită vârstă când moare Irod și apoi este chemat înapoi, unde știm că se așează la Nazaret, nu se duce în Iudeia, pentru că acolo domnea fiul lui Irod, Arhelau. Evenimentul acela al venirii... Iudeia fiind un regat clientelar al Romei. Al Imperiului Roman. Imperiul Roman știm că lasă să existe micile structuri locale pe care le reduce la statutul de marionetă, tocmai pentru că ele cumva erau legate de realitățile cotidiene mult mai bine și în același timp asigurau un mai bun control în teritoriu, dar întotdeauna erau dublate. Baza granițelor de regulă, statele clientelare erau cele situate la marginea Imperiului. Cum a fost și Dacia, la un moment dat, în perioada lui Decebal, dacă nu greșesc. După pacea din 88. E aici interesant în relația lui Irod, că Irod este foarte, foarte recunoscător Imperiului, în așa fel încât el construiește cele treilea templu, dar în vârful templului plantează vila romană, adică cumva e un sincretist prin excelență. Pentru că el e recunoscător că Imperiul îi recunoaște calitățile și sigur că mulți văd în ceea ce se întâmplă cu moartea lui, că omul e mâncat efectiv de viermi în viață, pedeapsa lui Dumnezeu. Alți exegeți scripturistici văd în moartea lui Irod
pedeapsa pentru uciderea celor 14.000 de prunci, pentru că el, în momentul în care îi dezamăgi de magi și teme, își simte tronul amenințat, cere ca toți copiii de până la 2 ani și mai în jos, cam cât socotește el că ar fi durat călătoria magilor până la întâlnirea cu pruncul care poate fi Mesia, să fie trecut prin foc și sabie, și între cei care scapă, între puținii care scapă, se număra Botezătorul, despre care avem informații din scrierile apocrife că ar fi scăpat în chip miraculos, și Hristos, care între timp fusese dus de Iosif în Egipt. Nu o să insistăm foarte mult pe detaliile istorice, nici pe cele biblice, pentru că nu-i scopul acestei emisiuni acela de a realiza un tratat de teologie, dacă vreți. Însă e important să vedem contextul în care s-au petrecut lucrurile și modul în care s-a petrecut. Sigur că, dat în faptul că orașul era ultra plin la momentul în care Hristos se naște, el nu-și găsește locul de naștere într-o casă. Toată lumea venise spre Betleem ca să regăsească recensământ, ocupaseră cu toții vreme de câteva zile toate hanurile respective, inclusiv casele private, așa încât se pare că ajunge să se nască într-o peșteră undeva la căpătâiul, la periferia localității respective. Și sigur că evenimentul este marcat, nu, de venirea îngerilor, de păstori, de mași, toate acele lucruri care, pe de o parte, ilustrează simplitatea și firescul pe care Dumnezeu îl asumă prin întruparea lui, iar pe de altă parte vin să vorbească despre incapacitatea oamenilor de a percepe anumite lucruri și de a le recunoaște. Am parcurs zilele trecute o mică povestioară, legendă despre momentul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, de la care se spune că se trage denumirea sărbătorii de Crăciun, de sărbătoarea Crăciunului. Conform acelei legende, Crăciun și Crăciunoaia erau proprietarii staulului de oi în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, și Crăciun ar fi interzis Crăciunoaiei să-i lase pe Iosif și pe Maria să se adăpostească acolo. Crăciunoaia le-a permis totuși, însă Crăciun s-a răzbunat pe soția lui într-o manieră nu tocmai, astăzi am spune, ortodoxă. I-a tăiat mâinile și Crăciunoaia s-a dus la Fecioara Maria, s-a închinat acesteia și aceasta ar fi făcut-o, s-ar fi rugat lui Dumnezeu și, ca printr-o minune, Crăciunoaie i-ar fi crescut mâinile. Și în amintirea acelei Crăciunoaie, sărbătoarea se numește a Crăciunului. Ai amintit aici povestea, întâlnirea, de fapt, magilor cu Irod și cu pruncul Iisus. Am o curiozitate pe care nu mi-am lămurit-o pe deplin pe parcursul lecturilor mele. Cine erau acești magi? De ce au venit să-i se închine lui Iisus și ce simbolizau cele trei daruri pe care le-au dus? Aur, smirnă și tămâie. Conform văzăturilor pe care noi le avem din Biblie și a ceea ce ne lasă istoriografia să înțelegem, pentru că, dacă nu greșesc, inclusiv Iosif Flaviu pomenește, e drept, într-o formă mai trunchiată, dar și apocrifele de după aceea, oamenii aceștia erau reprezentanți cumva ai culturii orientale, o cultură marcată, probabil că perși, irachieni, nu știm exact ce erau, dar era o cultură marcată de modul în care oamenii reușeau să citească viitorul în astre sau prin felurite alte mijloace de divinație, din acestea încercau să-și asume calitatea de oracol. Și oamenii aceștia sunt vestiți cumva că urmează să se nască o personalitate care va schimba efectiv radical istoria lumii, și ca atare sunt atât de marcați de ceea ce văd în ceea ce lucrează ei și vin să-L întâlnească pe Mântuitorul Hristos. Nu știm exact numele lor, s-au vehiculat tot felul de variante, nu? Cu Melchior, Gaspar și mai știu cum îl chema pe celălalt. Baltazar, dar acestea sunt apariții tardive. Noi nu știm exact numele lor, să avem informații cu privire la călătoria lor și la darurile pe care le-au adus. Sigur că ideea de aur, smirnă și tămâie e legată de întreita slujirea Mântuitorului, spun Sfinții Părinți, adică de faptul că ei recunoșteau în el sau prefigurau, fără să fie neapărat pe deplin conștienți. La fel cum multă vreme prorocii n-au fost pe deplin conștienți despre Hristos și ce însemna el și cum va arăta. Ei au vorbit sub influența Harului, dar nu întotdeauna au metamorfozat ceea ce au spus sau au devenit conștienți de semnificația spuselor lor. Și pe cale de consecință, prin darurile lor, ei prefigurează cumva întreita slujirea Mântuitorului, nu? Că aurul este atât de prețios și se adresează cu precădere celor care fac parte din ginta nobiliară la vremea respectivă, că astăzi își permit aurul tot felul de oameni ciudați despre care nu vreau să vorbim. Dar la vremea respectivă aurul era asociat cu calitatea de nobil, de împărat, de domnitor, era cumva o mărturie a calității imperiale sau regale, dacă vreți. Pe urmă, tămâia era legată de slujba cultului și venea să vorbească despre calitatea sacerdotală
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci două dintre cele trei slujiri, pentru că El a fost învățător, proroc și împărat, cumva, prin tot ceea ce a făcut Hristos, spunem noi, în teologia creștină. Și nu o spun doar ortodox, spun și catolici, și spații evanghelici și așa mai departe. Ei, iar prin ideea de smirnă, smirna era folosită cu precădere pentru a fuma trupul după ce a fost îmbălsămat, pentru a-i aduce un ultim omagiu înainte ca el să fie pus în mormânt, de unde urma să nu mai fie scos. Și cumva a îmbălsămat într-un miros aparte ceea ce a făcut el. Așadar, oamenii aceștia vin să certifice, pe de o parte, sau să prefigureze faptul că cel care s-a născut va fi împărat, că va avea o slujbă aproape de slujirea lui Dumnezeu în cadrul cultului, adică va exista o preoție cumva extraordinară, urmând ca apoi, prin smirnă, să mărturisească calitatea lui de muritor cumva. Pentru că în statut de Dumnezeu întrupat se cuprinde și ideea de muritor. Dumnezeu cel întrupat se întrupează tocmai pentru a muri pentru păcatele noastre, pentru ca păcatele noastre să fie cumva alături de El pe cruce aduse jertfă Tatălui și în același timp, odată cu momentul învierii, să se restabilească relația aceea de dragoste și de unitate cu Tatăl pe care omul o pierduse în urma căderii în păcatul strămoșesc. În comunitatea noastră, a creștinilor, sărbătoarea Crăciunului este precedată de o perioadă de post, care în mod normal ar trebui să fie o perioadă de abținere de la consumarea anumitor alimente, o perioadă de rugăciune, de contemplare, o perioadă meditativă. Oare ai putea să ne oferi câteva detalii despre această perioadă? Cum s-a născut postul Crăciunului și când începe, când se termină și care sunt etapele acestui post? Și cum ar trebui un creștin să se comporte pe perioada acestui post premergător sărbătorii nașterii Mântuitorului? Pot să vă spun care este perspectiva ortodoxă cumva asupra acestui lucru, pentru că nu cunosc, de exemplu, ce înseamnă adventul în spațiul evanghelic, unde există adevărate tradiții și toate acele lumânări care se pun și toate acele colinde specifice și nu știu exact nici ce presupune rânduiala postului Crăciunului în spațiul catolic, unde el există totuși, tot ca advent, dacă nu greșesc, ca dovadă că el se regăsește cumva în cultul bisericii de pe la începuturile creștinismului, poate că de prin secolele 5 sau 6, nu știu, n-am investigat neapărat problema. Ideea de post este legată în creștinism și de fapt este de o sorginte mult mai veche, că o regăsim în Vechiul Testament și o regăsim în toate religiile acestea care cultivă o vocație mistică, pentru că este legată de gândul de jertfă. Nu? Omul postește pentru că jertfește ceva lui Dumnezeu, pentru că își dorește ca ceva din ceea ce el face să-i afierosească, efectiv să-i dedice lui Dumnezeu. Și de obicei a dedica ceva lui Dumnezeu se face printr-o renunțare la ceva, renunț la ceva ca să îl dedic lui Dumnezeu. Sigur că o primă și o vizibilă formă a postului reprezintă abținerea de la anumite alimente. Noi nu consumăm în tradiția ortodoxă alimente de natură animală, nici de un fel. Adică suntem vegani, cum se zice în limbajul acesta contemporan. Nu se consumă carne, nu se consumă lactate, nu se consumă ouă, deci nu se consumă aceste produse care au cumva derivație animală. După Conciliul II Vatican, care se încheie în 1965, Biserica Catolică a edulcurat cumva, a mai înleznit anumite locuri, lucruri așa încât doar carnea este cea care în catolicism definește procesul acesta de post. Lucru care, din perspectiva mea, nu este neapărat rău, e partea tradiției lor, nu-l comentăm noi aici pentru că nu suntem în măsură să o facem, ei știu ce argumente au avut. Noi ținem această tradiție deja de multe viacuri, au ținut-o și ei alături de noi o vreme. Dacă eu decid să fac altfel, nu văd neapărat o problemă. Ideea este în felul următor. Toată această procedură de renunțare la anumite forme de alimentație nu este un scop în sine, ci un mijloc. Cum nu renunță la a mânca anumite lucruri pentru că disprețuiește acele lucruri sau pentru că sunt rele, fiți cuminți. E o formă de jertfă, repet, și e o formă de manifestare a dragostei. Nu mănânc un lucru ca să-i arăt lui Dumnezeu că îl iubesc și iubind renunț la ceva care în mod normal mi-ar face viața mai frumoasă. Dar, dincolo de asta, postul trebuie să fie de la fapte, de la gânduri, de la anumite lucruri, pentru că sunt oameni care mănâncă toată ziua buruieni și mănâncă pe aproapele cu zile. Și vă întreb ce fel de post este acela. Dacă eu toată ziua sunt înțepat, mă cert cu toată lumea, la ce mi-i primit postul? Prefer să mănânc carne și să-L iubesc pe aproapele. Până la urmă, scopul nostru este de a ne fortifica în iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele și de a renunța nu atât la chestiuni alimentare, cât la anumite forme, pentru că astăzi nu mai e dificil să renunți la chestiuni alimentare, numai păcate de post nu există, salam de post, nu știu care, lapte de post, tot felul de surogate din acestea, care nu sunt diferite extrem de mult ca și gust și cu toate acestea se constată că scade numărul celor care postesc în forma aceasta instituțională.
poate tocmai pentru că a devenit foarte ușor. Pe vremea lui bunica, când se mâncau fasole și cartofi până ți ieșeau pe urechi, în anii comunismului, bine, se mâncau și pentru că nu exista posibilitatea să diversifici cu oamenii alimentar cum există astăzi, să postea mult mai mult și oamenii aveau cu totul altă conștiință. Însă, dincolo de asta, ceea ce ne-au învățat bătrânii noștri și ceea ce cred că ar trebui să redescoperim și noi ca și creștini ortodoxi și nu numai ortodoxi, e faptul că adevărata formă de post este cea care ne duce înspre a-L iubi mai mult pe Dumnezeu și pe aproapele în care regăsim chipul lui Dumnezeu. De aia, nu spun adesea, adevăratul post e când eu dimineața mi-am făcut 3 sandvișuri și mă decid să mănânc numai unul. Dar celelalte 2 le dau unui om înflământ pe care îl găsesc pe stradă și în același timp dacă îmi vine să-i zic o vorbă unuia care m-a supărat, mă abțin. Dacă îmi vine să gândesc un rău, îmi zic o rugăciune și încerc să fac cât se poate de multă milostenie. Mai este și aspectul medical. Sunt oameni care nu pot efectiv să postească din punct de vedere alimentar pentru că sunt bolnavi. Biserica recunoaște, este îngăduitoare cu aceste forme de excepție. Sigur, atâta vreme cât excepția nu devine regulă, pentru că e important acest lucru să nu devină regulă, dar oamenii aceia care nu pot posti trupește sunt sfătuiți cumva să postească sufletește, adică să facă fapte bune, să gândească binele pentru aproapele, să-și arate dragostea pentru el prin ceea ce fac. Mai este aspectul acesta conjugal pentru cei căsătoriți, când post, soții nu se apropie unul de altul, tocmai pentru că respectă cumva curăția și fecioria Maicii Domnului și pentru că ei înșiși declară că este o formă superioară de viață, măcar pentru o vreme. De aceea postul atinge toate laturile vieții trupești și duhovnicești. Și atunci, în măsura în care el este ținut cum se cade, el vine ca o formă de jertfă și în același timp te pregătește pentru sărbătoarea Crăciunului. Dacă vreme de 40 de zile te-a ținut de la a mânca anumite alimente, te-ai rugat mai mult. În ziua praznicului, când, și mai mult decât atât, poate că n-ai fost alături de cei dragi atât cât ar fi trebuit, în ziua praznicului, când se adună toată familia la masă, bucuria este înzecită. Sigur, mai ales dacă masa este precedată de participarea la slujbă, de o rugăciune comună și, de ce nu, de un gând pe care îl adresăm celor care sunt în suferință. Zic că creștinul, când la ceas de praznic, întotdeauna se gândește și la cei care sunt în suferință. Face milostenie pe cât poate și atunci când nu poate să facă milostenie, asta este logica cumva, sau asta este gândirea spre care mergem, se gândește, aduce un gând pios, cumva un omagiu celor care se găsesc în suferință, poate varsă o lacrimă pentru ei și roagă pe Dumnezeu ca el să aibă în mila sa și în grija sa și pe cei care sunt în suferință. Nu ca și în încheierea din povestea de Crăciun a lui Charles Dickens, că tot i-a zis povestea de Crăciun. Dacă vă aduceți aminte, copilașul acela suferind, invalid, înainte de a se așeza la masă, se roagă inclusiv pentru bătrânul morocănos Scrooge. Ei, asta e atitudinea creștină și se roagă și pentru toți ceilalți care sunt suferinți, sunt bolnavi și mai mult decât atât, deși el însuși e suferind, e bucuros că e bine și e în familie și apreciază ceea ce are. Știți? Îmi vine în minte acum o istorioară, un pic siropoasă, dacă tot m-ați provocat cu povestea aceea, vreau să vă spun cumva, e așa o poveste de Sisif. Împăratul se îmbolnăvește, nu? Și doctorii, ca să nu-i spună că nu mai are nicio scăpare, zic, domnule, trebuie să îmbrăcați cămașa unui om fericit. Fericit împăratul, dai că găsim noi acum, aduce pe vistiernic, aduce pe ministrul de război, aduce toți consilierii care sunt acolo și întreabă care sunt fericiți. Și niciunul, toți zic pas la întrebare. Cheamă pe căpetenia oștilor, cheamă pe toți, în toată administrația, în tot aparatul administrativ nu găsești niciun fericit. Fiecare erau asupriți de tot felul de griji, erau în suferință. Și atunci își trimite soldații, își trimite gărzile să caute în tot cuprinsul regatului său un om fericit ca să ia cămașa, să se îmbrace cu ea și astfel să supraviețuiască. Și călătoresc oamenii în sus, în jos, întâlnesc tot felul de specimene, care mai de care mai ciudate și nu găsesc un fericit. Și la un moment dat, trecând pe la marginea unui sat, într-o colibă dărăpânată, sărăcăcioasă, un om cu mulți copii, crăind într-o sărăcie cruntă, împreună cu soția, se așează la masă și zice: înainte să mâncăm, să mulțumim Dumnezeu că ne-a făcut fericiți. Ajunge la urechile celor care erau în măsură lucrul acesta, oamenii se opresc, le iau la rost, dar cum îți permiți, în situație să te numești fericit, am cunoscut oameni mult care steau mai bine ca tine și nu erau fericiți și tu cum îți permiți să te numești fericit? Nu vezi că se surpă casa asta pe tine, ești cărpănos, rupt în coate, cum ești tu fericit? Și omul zice, da, am tot ce îmi trebuie, am un acoperiș deasupra capului, am copii, am o familie frumoasă, avem ceva să mâncăm, nu întotdeauna ne ajunge. Dar nici nu cred că am nevoie de mai mult. Până la urmă, ce să-ți poți dori mai mult? Și n-am cumva grijă așa păsarea zilei de mâine, pentru că știu că Dumnezeu mă iubește. Ei, tăbărăsc gărzile pe el, să-l dezbrace, să-i fure cămașa, omul nici măcar cămașa nu avea, cât era de sărac, știți? Adică, până la urmă, Crăciunul este și o invitație la a ne reconfigura și a ne recalibra viața, a ne redescoperi ideea aceasta că
nu întotdeauna bunurile materiale, și de aceea frumusețea Crăciunului nu stă în promoțiile la alimente, în felurile de mâncare pe care le-am pus pe masă, ci stă în modul în care ne gândim la alții și a zvârlim înspre ei cu un gând bun. O spun adesea, când e să spunem un lucru rău și urât aproape lui nostru, apoi nu ne oprește nimica, știți? Vezi, Doamne, suntem sinceri. Îl porcăluim și aruncăm în el cu toată balega din sufletul nostru. Dar când e să spunem un lucru bun, o spunem cu jumătate de suflet, cu un sfert de inimă și parcă ne mușcăm limba să nu iasă tot ceea ce vrem să spunem. Am așteptat să mai lăsăm un pic din ceea ce trebuie spus. No, Crăciunul tocmai la asta ne îndeamnă, să spunem lucrurile frumoase, să descoperim binele și frumosul din sufletul celuilalt, să valorificăm acest bine, să mărturisim acest bine care există în sufletul celuilalt, așa cum Hristos a găsit binele și frumosul în fiecare dintre noi, pentru că să știți că diavolul e cel care întotdeauna ne pune în față răul și urâtul din sufletul celuilalt cu precădere și ne ajută să-l aruncăm înainte și celuilalt îi pune urâtul din sufletul nostru. Dar este ceva dumnezeiesc să punem în fața celuilalt binele din sufletul lui și să-i arătăm că am înțeles frumosul din sufletul lui de foarte multe ori. Lucrul ăsta e atât de greu, l-am descoperit în cei 7 ani de preoție pe care i-am, încă sunt tânăr. Am descoperit cu câtă greutate poți uneori să vezi frumosul din sufletul celuilalt, nu? Îmi vine în minte un pasaj dintr-o apocrifă, Evanghelia lui Toma. Toma n-a intrat această carte în canonul cărților recepte pentru că are și anumite pasaje care nu au fost considerate neapărat inspirate. Dar are un pasaj extraordinar. Hristos cu apostolii se plimbă pe marginea unui lan și la capătul unui drum găsesc un câine mort, intrat în putrefacție. Apostolii se țin de nas, Doamne, ce putrefai de capul meu, e groaznic, fiecare mai de care se strâmbă mai tare. Ăla îl vede nu știu cum, unul vede că avea bube, altul vede că avea păduchi. Hristos se uită la câine și zice, da, uite-te ce dinți albi și frumos avea câinele asta. Cumva asta e logica în care suntem chemați și noi să descoperim lucrurile, să vedem frumosul din celălalt și să-l descoperim. De sărbători, cred că nu-i loc de ceartă, nu-i loc de scandal, e loc de a descoperi binele și frumosul și de a ne lăsa cumva pradă melancoliei care să ne transforme viața și să ne facă să gândim pozitiv. Vedeți, una dintre marile dileme ale societății în care trăim e că odată că nu mai gândește și atunci când o face, parcă își epuizează resursele și se teme să gândească pozitiv, ci despre sine omul se teme să gândească pozitiv de multe ori, dar aminte despre altul. Atunci când ne referim la sărbătoarea Crăciunului, la sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, ne gândim la tot... era să zic tot conglomeratul, toată aglomerația de sărbători care îi urmează. Sărbătoarea Crăciunului începe în 24 decembrie și continuă cu ziua de 25 decembrie și celelalte sărbători care se încheie la începutul noului an cu ziua Sfântului Ioan Botezătorul sau Bobotează, așa cum o cunoaștem noi în limbajul colocvial. Te-aș ruga să ne vorbești puțin despre toate aceste sărbători care încep odată cu ziua de 24 decembrie și continuă până la Bobotează. Așa este. Dacă aruncăm și ce semnifică fiecare din aceste sărbători? Cumva dacă aruncăm o privire asupra calendarului liturgic, cum îl numim noi în limbaj teologic, e bine să vorbească despre deplinătatea și diversitatea spațiului creștin. Crăciunul începe odată cu ajunul, pentru că vecernia este cea care dă tonul unei zile în spațiul acesta al bisericii, în spațiul eclezial. Și atunci ajunul este cel care dă startul Crăciunului, al praznicului nașterii Domnului. Și dacă în prima zi de Crăciun îl sărbătorim nașterea Domnului, deja cea de-a doua este dedicată soborului Maicii Domnului. De ce? Pentru că nu poți să percepi nașterea unui prunc dacă excluzi rolul mamei în acest eveniment. Și atunci biserica a gândit atât de frumos lucrurile acestea, legând, deși Maica Domnului are foarte multe alte praznice în decursul anului bisericesc, intrarea în biserică 21 noiembrie, anul bisericesc începe cu nașterea Maicii Domnului, se încheie cu adormirea Maicii Domnului în 15 august. Pe urmă, Buna Vestire este și ea un praznic dedicat Maicii Domnului, Zvorul Tămăduirii în vinerea din Săptămâna Luminată este și el un praznic dedicat Maicii Domnului și pe urmă mai sunt foarte, foarte multe sărbători, Acoperământul Maicii Domnului, 1 octombrie și mai departe, toate care vorbesc fie despre Maica Domnului, fie despre icoană, fie despre un eveniment. Dar de Crăciun, a doua zi de Crăciun este dedicată Maicii Domnului. De ce? Pentru că nașterea lui Hristos i-a avut un rol aparte. Mitropolitul Bartolomeu, vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu, zicea atât de frumos că Maica Domnului intervine în actul de mântuire a lumii. Nu mai au vin, știți, la Cana Galilei. Și Hristos zice, dar ceasul meu n-a sosit încă. Cu alte cuvinte, nu vrea să facă atunci prima minune. Prima minune era planificată,
abia după ce el urma să mai propovăduiască, să mai strângă ucenici și mai departe. Pentru că Maica lui spune asta, el face prima minune. Și aș merge mai departe și aș zice altceva. Maica Domnului intervine în planul de mântuire al lumii la momentul acela al bunei vestiri. Că dacă Maica Domnului n-ar fi zis, iată, roaba Domnului, fie-mi după cuvântul tău, anumite lucruri s-ar fi schimbat, ar fi căpătat o altă turnură, ar fi căpătat un alt mers și planul în sine de mântuire al lumii ar fi fost cel puțin nițel, dacă nu radical, diferit. Ca tare sunt cel puțin două momente în care ea intervine efectiv în planul de mântuire al lumii. Sigur că nu face în modul acesta ostentativ ca să-și impună autoritatea, ca să arate că eu sunt femeie, cum se întâmplă astăzi, nu? Într-o societate care vorbește atât de mult despre drepturile femeii și despre emancipare și propovedește să mă iertați o aberație. Femeia n-a fost niciodată egală bărbatului. Prin natura ei este superioară bărbatului. E un lucru pe care noi trebuie să-l conștientizăm. Nu poți să pui femeia la egalitate cu bărbatul câtă vreme prin natura și prin existența ei și prin statutul ei social. Ea trebuie să fie făptura aceea superioară bărbatului, pentru că numai ceea ce e superior și de mare preț este atât de ocrotit cum a fost femeia în societățile normale, care au funcționat normal în decursul vremii. A fost cumva ca o comoară, ca perla de pe coroană, nu pusă într-un loc aparte. Și de aceea cred că se greșește la nivelul abordării atunci când se încearcă punerea femeii la egalitate cu bărbatul. Se înjosește condiția femeii. Și atunci, a doua zi de Crăciun, ca să nu divaghez foarte tare, este dedicată Maicii Domnului. După care suntem chemați în a treia zi de Crăciun să ne gândim la Sfântul Arhidiacon Ștefan, care e primul martir creștin. Până la Ștefan n-au mai fost martirizați creștinii pentru vina de a fi fost creștini. Abia după Ștefan se enervează Irod și ucide pe Iacob cel bătrân și deja se declanșează o adevărată persecuție. Sunt încarcerați o parte dintre apostoli. Și prima mare persecuție. Prima mare persecuție propriu-zisă în Ierusalim, că păi după aceea se generalizează, se ajunge inclusiv la Roma și sunt 10 persecuții de toate, dacă mă aduc eu bine aminte, consemnate, că au mai fost forme locale de persecuție, asta nimeni nu exclude. Ideea care că, au continuat și după oficializarea sigur, creștinismului în Imperiul Roman. Creștinismul a fost doar tolerat odată cu editul de dacă la Milan. Nu mă șel, în timpul lui Iulian Apostatul 372-374. Dar inclusiv după ce Constantin legalizează creștinismul, nu tot Imperiul Roman îl acceptă ca atare, anumite zone de autonomie încă continuă să persecute. Nu mai vorbim despre faptul că Imperiul se împecinează cu perșii, care nu sunt foarte entuziaști, că după aceea apar musulmanii la orizont prin secolul 7 și creștinii sunt persecutați așa, că au existat războaie fraterne, gândiți-vă între nestorienii, monofiziți, ortodoxi, cum ne numim noi, în decursul istoriei și conflicte, că creștinii între ei sau uneori s-au ciocnit. Ei, dincolo de asta, repet, gândul este ca sărbătoarea Crăciunului să nu se încheie înainte de a se arăta cum a rodit învățătura lui Hristos și cum nașterea asta a pruncului Iniesle a venit cumva să vorbească lumii și să schimbe fața lumii. Și prima roadă a fost Ștefan, care are un martiriu extraordinar. El este între cei 7 diaconi, este prins, este ucis și în momentul uciderii este precedat de un dialog cu cărturarii și fariseii, care află astfel despre Hristos și despre Dumnezeu și în același timp de seninătatea cu care el își întâmpină actul martiric și care după aceea dă tonul, pentru că întotdeauna ceea ce se întâmplă prima dată, ceea ce e prototip, creează o tipologie la nivelul comportamentului social, spiritual sau mistic, dacă vreți. Ei, după ce se încheie aceste sărbători, sigur că în calendar mai sunt trecute, dar nu ca și praznic mare, uciderea celor 14.000 de prunci chiar înspre finele anului, pentru că e un eveniment important și de care nu poate să uite biserica. Apoi schimbarea anului propriu-zis marcată de tăierea împrejurii a Domnului, pentru că din punct de vedere cronologic, biserica se străduiește să respecte intervalele respective și dacă tăierea se petrecea la 8 zile după naștere, la 1 ianuarie, noi deja sărbătorim un fapt care fusese consemnat în Scriptură. Sigur, dublată de sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, asta și pentru că Sfântul Vasile a murit în 1 ianuarie 379 și pentru că a fost o personalitate de numele căreia se leagă cristalizarea doctrinei creștine, dar și cultul, pentru că ne-a lăsat o liturghie frumoasă care se săvârșește 10 ori pe an. Urmând ca apoi botezul Domnului să încheie, sigur, odată cu el, în ziua următoare, praznicul Sfântului Ioan Botezătorul, să încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. De ce? Pentru că botezul Domnului reprezintă punctul culminant, momentul acela în care se produce o frumoasă mărturie trinitară și se certifică faptul că el este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi este urmat de o strașnică ieșire la propovădire care schimbă efectiv rostul lumii și care îl arată pe Hristos, transmisând un mesaj clar și inechivoc. Am citit, apropo de momentul botezului Mântuitorului Iisus Hristos, am citit un pasaj și te-aș ruga să-mi confirmi dacă informația este corectă. Între
Mântuitorul Iisus Hristos și Sfântul Ioan Botezătorul, a existat o legătură de rudenie? Sigur, la buna vestire, Arhanghelul îi spune așa, iată, Elisabeta, rudenia ta a luat în pântece la bătrânețile ei, deci cu siguranță exista. Acum, din sursele pe care le avem, se pare că Elisabeta ar fi fost un fel de mătușă a Maicii Domnului, probabil Zaharia ar fi fost fratele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, și ca atare erau un fel de verișori îndepărtați, de al doilea, de al treilea, Mântuitorul cu Sfântul Ioan Botezătorul. Și ceea ce se întâmplă, uite, Maica Domnului o vizitează pe Elisabeta înainte de momentul nașterii, o asistă la naștere și o ajută în primele zile după naștere, iar apoi între Hristos și Ioan Botezător există o relație specială. Dacă luăm Scriptura la rând, o să vedem odată că la momentul botezului Ioan Botezătorul este de-a dreptul răvășit de faptul că Hristos vine să-l boteze și recunoaște superioritatea lui, că pe urmă Ioan Botezătorul dă o mărturie extraordinară despre Hristos, este cel care vine după mine și că eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor lui, că Hristos dă o mărturie frumoasă despre Ioan Botezătorul, pentru că în momentul în care Ioan Botezătorul este ucis, el pleacă în semn de protest din ținuturile în care este ucis și propovădește în celălalt regat clientelar al Romei, o vreme, urmând ca după aceea să se întoarcă, că Hristos ține să-l identifice pe Ioan Botezătorul, pentru că la un moment dat e pus la încercare de farisei și zice ceva foarte interesant, ce ați ieșit să vedeți în pustie, trestie bătută de vânt sau om care locuiește în casele împăraților. Ei, limbajul ăsta e și încifrat, că trestia bătută de vânt era metafora care se folosea pentru sicari, zeloții din rândurile fariseilor, cei care nu doar că detestau stăpânirea romană, ci și se manifestau fățiși. Dacă ei prindeau un ofițer roman neînsoțit, îl decapitau, mai ceva ca indienii, îl scalpau de nu se vedea, tocmai pentru că ei considerau că asta e pedeapsa lui Dumnezeu, era o adevărată formă de jihadism și atunci, pentru că ei considerau că țara lor e ocupată pe nedrept de către asupritorii romani și atunci trebuie eliberată și războiul de hărțuire făcea parte dintr-un demers de eliberare a țării, a țării Sfintei Israelului. Și atunci Hristos ține să insiste că Ioan Botezătorul, chiar dacă locuiește în pustie cum locuiesc zeloții sau sicarii, el nu e o trestie bătută de vânt, adică nu este unul de-al lor. Și îl trage deoparte și de cei care locuiau în casele regilor. Cei care locuiau în casele regilor erau esenienii, care se așezaseră într-un soi de templu pe Masada, dacă mă aduc eu bine aminte, și care practicau o formă din aceasta de castitate. Câtă vreme trăiau în templu, din mărturile pe care le avem și după ce au descoperit manuscrisele de la Qumran, fenomenul a fost intens investigat, acești esenieni trăiau într-o soi de viață din asta monahală. Nu definitiv, ci pe o anumită perioadă a vieții, și practicau un soi de spălări rituale. Spălările rituale au fost, s-a încercat în decursul istoriei să se identifice botezul lui Ioan și apoi botezul creștin cu spălările rituale a esenienilor. Hristos se dezice clar de povestea asta, când zice că Ioan nu este dintre cei care locuiesc în casele regilor, adică el nu este esenian. El nu practică o spălare rituală cum fac esenienii, el botează și este un proroc și chiar insistă asupra și spune că e cel mai mare bărbat cumva născut din femeie, ceea ce e fantastic. Dincolo de relația de sânge care exista între ei și pe care nu au avut timp să o exploateze din motive practice. Hristos, după naștere, este dus în Egipt, Ioan crește în pustie până când moare Elisabeta, duce o viață ascetică și mai probabil că ei știau vag unul despre celălalt și s-au fi întâlnit la momentul botezului când Iisus însuși a venit să-l vadă pe acest Ioan care boteza și atunci și-au redescoperit relația aceasta care exista de rudenie dintre ei. Însă nu relația de rodenie cea care îi definește neapărat, cât mai degrabă relația de afinitate sufletească. Aceeași relație care exista și între Elisabeta și Maica Domnului. Să ne ducem aminte că merge Maica Domnului vizită la Elisabeta și Elisabeta adresează un adevărat cânt de laudă Maicii Domnului. Mărește sufletul meu pe Domnul, s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și apoi toată acea poveste că a săltat pruncul de bucurie în pântecele ei. O cântare care trebuie citită în paralel cu cântarea Elcanei și a Anei, părinților Samuel, al marelui preot care aduce primul rege al Israelului. Sfinții părinți au făcut o frumoasă lectură în oglinda celor două cântări, pentru că motivul a fost același, însă scopul a fost de a aduce mărturie cu privire la divinitatea lui Hristos și la rolul extraordinar pe care l-avea acesta de către Sfânta Elisabeta. Îți propun ca în cea de-a doua parte a dialogului nostru să continuăm oarecum discuția pe care am început-o anul trecut. Anul trecut nu am avut timp să aprofundăm acest subiect legat de obiceiurile și tradițiile practicate în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Noi am mai povestit, amândoi am avut ocazia să experimentăm câteva dintre aceste obiceiuri și tradiții pe propria piele.
Tu, cu atât mai mult pentru că te-ai născut într-o zonă încărcată în obiceiuri și tradiții curat, autentic românești, te-aș ruga să ne spui care sunt cele mai importante obiceiuri practicate în această perioadă, pentru ca mai apoi să le detaliem, să spunem câteva cuvinte despre fiecare în parte. Acum, despre acest subiect, cred că cel mai măsură ar fi fost să vă vorbească doamna doctor etnolog Virginia Linu, care e specialistă cumva și chiar vă recomand să o invitați la emisiune să vă vorbească nu doar despre obiceiurile de Crăciun, despre tot ceea ce înseamnă cultura și tradiția populară, pentru că dânsa are expertiză în domeniul acesta și din punct de vedere teoretic, ca și etnolog, dar și din punct de vedere practic, pentru că se ocupă cu păstrarea tradițiilor și a costumului popular și mai mult decât atât, și-a transformat casa în muzeu și atunci cumva este o mărturie vie a faptului că tradiția de la Salva și din zona Năsăudului n-a murit. Eu pot să vă spun ceea ce așa mi-aduc aminte cumva ca diletant, pentru că arealul meu de competență nu se extinde și în sfera etnografiei. Sunt teolog, sunt istoric până la un punct și sunt sociolog, că am reconvertit profesional acum la Roma și am terminat un doctorat în științe sociale, dar din perspectiva etnografică și a semnificației a antropologiei etnografice sau etnologice nu aș putea să vă spun foarte multe. Eu îmi aduc în schimb aminte de copilăria mea și îmi aduc aminte de un lucru, că inclusiv costumul popular la noi la Bistrița este marcat de, pe de o parte, de schimbările climatice, pentru că nu mai regăsești clopul cu păun care e atât de aspectos pentru tânărul care iese la horă vara sau toamna sau primăvara, ci deja apare cujma de miel, căciula aceea puternică de miel, cujma aceea pe care și-o pune în cap, care musa să-i acopere urechile ca să nu-i se înroșească cum mi s-au înroșit mie și să nu-i se clăpăugească flăcăului, ca atare ea-i trasă pe ureche, așa și astupă părul cu totul. Și apoi pieptarul cu ciucuri este dublat uneori chiar când e purtat pieptarul cu ciucuri, dar de obicei la feciorul, și la feciorul tânăr iarna, e pieptarul înfundat, cel care ia locul pieptarului cu ciucuri, și e dublat de recăl, de acel suman care există în toate părțile țării și care vine cumva să protejeze de frig. Nu mai vorbim despre ce înseamnă ciorapii de lână, despre cum se modifică componența ițarilor care sunt făcuți dintr-o lână țăsută bine, mult mai bine decât materialul acela pe care îl poartă vara. Deci, inclusiv la nivelul acesta al costumului popular se schimbă toate. Plus că este legat, sărbătoarea Crăciunului este legată de o serie de obiceiuri extraordinare. Eu am prins, pe de o parte am prins zăpadă în copilăria mea, lucru care acum nu mai este decât rare ori, dar prindeam o zăpadă de multe ori până în genunchi și eram încăpățânați și nu sunt atât de în vârstă încât să-mi aduc aminte ca și când s-a întâmplat acum 150 de ani, ci prin anii 90, spre sfârșitul anilor 90-2000, cu o zăpadă până în genunchi, ne mergeam cete de colindători, aveam diferite obiceiuri, se mergea cu capra, se mergea cu colindu, se mergea cu tot felul de obiceiuri, cu irozii, cu craii, cum se merge la noi, cu călușarii. Zona Năsăudului încă păstrează obiceiul călușarilor, care îi cumva specific și unicat în peisaj. Și atunci se mergea cu toate aceste obiceiuri, se colinda casa omului. Și nu se întâmpla neapărat să nu te primească. Omul ne omenea la vremea copilăriei mele, deja nu ne mai omeneau cu mere și cârnați, ne omeneau cu bănuți. Și era un lucru frumos, că pe de o parte se bucura omul că îi călcai casa. Sigur, colinda se începea de la casa părintelui. Eu așa țin minte că primii care erau colindați erau părinții și dascălii. Adică îl colindam pe părintele Dumnezeu să-l odihnească, pe părintele Dumitru, care era punctul central, cumva, casa parohială fiind în centrul localității, urmând ca după aceea să mergem la doamna învățătoare și apoi la doamna dirigintă și la profesor. Și abia apoi luam satul la rând. Sigur că eram și motivați, pentru că și din punct de vedere financiar se aduna câte ceva după o noapte de colindat. Bineînțeles că adunam și frig cât în cape, că ne trebuia vreo 3 zile după aia să ne încălzim. Dar exista ideea asta de a colinda, de a duce obiceiul mai departe, de a bine vesti nașterea Domnului. Și pe vremea copilăriei mele, deși nu e tare de mult, încă Crăciunul era infuzat de mesajul acesta despre Hristos. Nu apăruseră aceste așa zise colinde comerciale, care numai despre maică și prunc nu vorbesc, despre cârnați și despre ce vreți dumneavoastră, dar nu mai un centru mesajul creștin. Ei, mai un lucru. Dimineața, ajunul de Crăciun și ajunul de bobotează la noi la Bistrița era marcat de ajunatul acesta. De obicei flăcăi, nu știu de ce, dar se credea că prezența unei fete la ajunat aduce ghinion în casă peste an. Și de obicei fetele nu prea umblau la ajunat decât dacă erau acompaniate de un fecior, dacă erau doi frați, atunci intra băiatul primul, intra și fata cu el.
mergeau la ajunat și bine vesteau cumva faptul că a venit ajunul Crăciun și atunci asigură așa gazda, îi omenea cu cât e ceva. Înainte, e drept, asta e un obicei ciudat, nu? Se tăia porcul. Că tot ați vorbit de la început despre faptul că se tăia porcul. Câteva zile înainte, se tăia porcul, că trebuia să se pregătească ceva pentru Crăciun. Și atunci era un întreg obicei, uneori marcat chiar de lucruri amuzante. Am și scris la un moment dat o schiță pe tema aceasta, nu? Că gospodarul tăia porcul pe la 4 și jumătate dimineața, la 3-4, deci în toiul nopții, cumva, într-o grădină, îl junghia, după care punea paiele pe el, nu se știa de butelie atunci ca să-și piardă savoarea, și efectiv îl prăjolea cu paiele respective, îl așeza pe o ușă de obicei veche pe care nu mai folosea sau pe o suprafață lemnoasă ca să nu se murdărească, îl spăla, îl despica și pe urmă se pregătea după tot tipicul. Au existat la un moment dat în vecin de mine, eram copil, o situație foarte ciudată, au tăia porcul în grădină și în grădină avea o claie. Probabil că nenea care l-a tăiat n-a nimerit bine vena respectivă. Oamenii, după ce l-au văzut că nu mai mișcă, au pus fân pe el, i-au dat foc. S-au așezat la un pahar de pălincă, cum îți bărbații, știți, era 4:30 dimineața și pe când porcul a luat un cetinel din loc, ăștia nu și-au dat seama, s-au băgat sub claie și au avut ce stânge sărace până pe lor 600 stânzi din claie. Și apoi, până la urmă, au reușit să... Dar, într-adevăr, porcul acela a fost cu siguranță pârjolit bine. Adică nu a mai rămas nimic pe el. Da. Și acest moment, până la urmă, este o sărbătoare în sine, consemnată chiar în calendar. Cum sărbătoarea Ignatului, în 20 decembrie. Bine, e legată de Ignatie Teoforu, care a fost episcop Antiohiei și care a fost martirizat în sărbările care au urmat cuceririi Daciei de către Traian. Nu știu dacă neapărat ar trebui să suprapunem imaginea Sfântului Ignatie, care a fost patriarhul Alexandriei, a fost o persoană extraordinară, Ignatie, un bătrân harismatic, la 107 ani și a fost copilul pe care se spune că l-a ținut în brațe Iisus când a zis că dacă nu veți fi precum prunci, nu veți moșteni împărăția cerurilor. Însă, da, uite, s-a suprapus ideea asta de Ignat, pentru că porcul se tăia cam atunci. Familia tradițională are alte valențe, alte conotații. Teologic, noi nu încercăm și nu suntem încântați de această suprapunere, dar, într-adevăr, în tradiția populară, cum să nu se zice că Ignatul? Și eu mă aduc aminte din copilăria mea, nu, că eram primul după ce se junghea porcul și se puneau paiele pe el și îl pârjoleau, decupa cu un cuțit mare, avea bunicul un cuțit, Dumnezeu să-l odinească, și bucată din ureche, cresta așa urechea, era așa de gustoasă. Eu eram primul servit, că eram copilașul echipei și apoi după aia lăsam pe adult să-și facă treaba, să-i tăiau din coadă după ce o pârjoleau bine. Și era un aspect cumva interesant, apropo de... Și se mai întâmplă și astăzi, copiii de obicei până la 6-7 ani, care nu sunt cumva puși în postura de apostiș, dacă sunt mai mari, se bucură de ideea asta de porc și medicina. Nu ți se pare și ție că lucrurile astăzi parcă sunt mai grăbite? Când eram noi copii, parcă lucrurile durau mai mult, fiecare etapă de preparare a produselor era realizată ca un veritabil ritual și de multe ori ziua de Ignat începea la 5-6 dimineața, așa cum ai spus tu, și de multe ori se termina după miezul nopții și, bineînțeles, fiecare etapă fiind însoțită de povestirile aferente. Cu tot ce înseamnă, că după ce se pileau un pic, s-apucau să povestească, plus că îmi aduc aminte așa cu drag. Că pentru noi ăsta era farmecul. Nu se compară gustul ăla de porc prăjit, pârlit cu paie, cu ceea ce înseamnă acum povestea asta cu butelia. Deci eu mi-aduc aminte mirosul al copilăriei, de șorici pe care îl tăiam după ce îl pârleau cu paie, dar efectiv cu paie îl răzăleau cu un cuțitoi imens și după aceea și nu se compară, repet, gustul acela și mirosul și poveștile acelea. Eu stăteam gură cască, bunicul era un povestitor extraordinar și avea, eu cred că mi-a spus de vreo 100 de ori aceeași poveste și nu l-am aș fi săturat să-l ascult, pentru că de fiecare dată reușea să mă capteze într-un mod foarte, foarte plăcut. Și nu doar el, veneau de obicei bărbații, casei erau cei care ocupau prima parte a zilei, pentru că ei știau să manevreze toporul, să-l taie, să tranșeze, să dispice carcasa, să-l pregătească, după care treaba rămânea în grija femeilor cumva, pentru că ele făceau cârnații, cartaboșii, preparau compozițiile și toată lumea se reunea la cina porcului cumva, care era momentul culminant, pomana porcului, cum se zice, deși noi nu aveam ideea asta de cina porcului, nu, pomană e chestia așa moldovenească, la noi în Ardeal nu era, dar se făcea o mâncare din aia serioasă și toată lumea se aduna cumva, ce, cred că stricau postul pentru o zi, dar eu țin minte că bunica, de exemplu, își continua după aceea, se ducea la spovedit și își continua postul după perioada respectivă cumva, chiar dacă în ziua tăierii porcului cumva trebuia să-și-l întrerupă, că nu puteai să faci cartaboșii și cârnații și sângeretele și toate alea.
fără să-i condimentezi cum se cade. Vedeți că sunt lucruri foarte serioase sau nu puteai să jumările sau toate lucrurile acelea. Până la urmă era vorba și despre ideea de comuniune, pentru că țin minte bunicii mei, după ce se pregăteau bucatele, îi chemau pe părinții mei, pe noi, pe prietenii apropiați, pe vecini, la o mică se degustare. La rândul lor, vecinii făceau același lucru peste lucru, zi sau peste chemau. Două. Și eu țin minte că dacă aveam vecini mai sărăcuți, mai așa, tot timpul exista ceva ce era pregătit pentru ei, pentru că săracii nu și-au permis să-și cumpere porc în anul respectiv sau, nu știu, aveau o problemă, sau erau cu mulți copii, chiar dacă aveau ei porcul lor și așa, tot timpul exista ceva. Deci tot timpul, în tradiția noastră populară, omul se gândea și la celălalt care într-o formă sau alta era suferind și era mai sărac decât el, că era ideea asta de generozitate, de a împărți. Oricum era... Că de multe ori nu creștea nici porcul pe cât te așteptai și nu era atât de mare, dar... Din puținul lor... O părticică se găsea și pentru cei mai puțin înstăriți. Asta era frumusețea, cumva, și era o chestie legată de ideea de a dărui pe care o găseai la Crăciun, nu? Mi-aduc aminte de chestia asta, că întotdeauna, cumva, am trăit cu ideea asta, că odată cina porcului care e legată de familie, și apoi ideea asta de a avea pe cineva care e mai sărac, mai năcăjit sau așa, și trebuie să te gândești și la el. Întotdeauna era... Se punea deoparte. Îți mulțumesc că ai avut amabilitatea să ne împărtășești aceste gânduri și aceste informații legate de sărbătoarea Crăciunului, de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Din păcate, ca de fiecare dată, timpul alocat emisiunii noastre s-a scurs mult, mult prea repede. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația noastră, că ai fost alături de noi și mi-aș dori ca la fiecare sfârșit de an, în preajma Crăciunului, să ne întâlnim, dacă vom mai fi sănătoși și de acum încolo, și să povestim despre tradițiile și obiceiurile noastre strămoșești, pentru a le conserva oarecum pentru tinerele generații și pentru generațiile care vor veni după acestea. Mulțumesc, cu drag, dacă va exista posibilitatea, cu mare plăcere. Telespectatorilor noștri le doresc să aibă parte de sărbători fericite, le doresc să fie mai buni, mai liniștiți, mai potoliți în această perioadă a anului. Le doresc la mulți ani și să ne revedem cu bine și sănătoși în noul an. Toate cele bune!